Salutare, fraților! Eram pe calculator și vedeam anumite live-uri, vedeam anumite comentarii în legătură cu pandemia asta. Am văzut că omul în general se plânge foarte mult deoarece nu mai are libertate de mișcare. Datorită acestei pandemii nu pot să mă mai duc în discotecă. Datorită acestei pandemii nu pot să mai ies după ora 10 în oraș. Dar eu am o întrebare pentru voi. Credeți voi că cea mai mare problemă e libertatea asta? Cea mai mare problemă e că nu o să puteți să ieșiți după ora 10 din casă? Noi ne uităm la problemele care le avem în pandemia asta doar din punct de libertate. Vai, Doamne, zdrențele ne-au închis în casă. Vai, Doamne, eu aș vrea să mă duc la munte, dar nu pot să mă duc la munte că ne-au închis ăștia în casă. Vai, Doamne, nu pot să mă duc la mall sau unde vreau să mă duc că e pandemie. Vai, Doamne, trebuie să-mi pun masca dacă vreau să ies din casă. Dar v-ați gândit vreodată că aceste lucruri sunt cea mai mică și cea mai mică problemă din pandemia asta? Voi v-ați gândit că o să se termine pandemia asta. După ce o să se termine pandemia asta, o să fiți în casă închiși oricum. Și nu că o să vă oblige cineva, nu, dimpotrivă. O să fiți închiși în casă de ce? Foarte multă lume, și aici mă refer poate la aia mai mici de vârstă. Voi nu vă dați seama că o să se termine pandemia, dar la mare nu o să puteți să vă duceți oricum. De ce? Noi voștri părinți o să piardă locul de muncă. Și asta cred că e cea mai mare problemă în momentul de față. Că voi nu puteți să ieșiți timp de o lună din casă după ora 10. Bă, cred că n-a murit nimeni. N-a murit nimeni dacă nu iasă după ora 10. Dar de foame, lumea moare. Dacă lumea după pandemia asta o să pierdă locul de muncă și nu o să mai aibă bani și are probleme de sănătate și nu o să poată să-și mai ia tratamentul, acolo lumea o să moară. Dar dacă tu stai închis după ora 10 în casă, nu o să mori. De bine de rău, ai telefon, ai internet, ai televizor, ai tot ce vrei tu. Ți-e dor de prietena ta? O sună cu cameră și te vede. Până ieri căutai scuze că stai acasă ca să te duci în oraș cu tovarășii tăi și pe ea o mințeai că stai acasă. Acum dacă te-au închis ăștia în casă, dintr-o dată ți-a venit pofta să o vezi pe prietena ta. Mă, fraților, hai mă să ne mai gândim așa mult la libertatea asta după ora 10. Da, e ceva urât, ok. Dar gândiți-vă că poate, dacă Dumnezeu vrea, peste vreo lună, două, trei, patru, pandemia o să se termine. Dar mie mi-e frică că o să fie ca în filmul ăla lui Smith, I'm the Legend. O să vezi pur și simplu magazine închise peste tot. O să vezi restaurante închise peste tot. O să vezi oameni fără locuri de muncă, oameni depreși. O să vezi oameni care se omoară. De ce? Dintr-o dată au pierdut locul de muncă. Nu o să mai aibă bani să se întrețină pe ei și pe familia lor. O să le fie dor de perioada aia în care erau obligați să fie închiși în casă după ora 10. Ușor, ușor o să intrăm în situația în care o să te duci la loc să-ți cauți de muncă. Și dacă înainte luai 15 milioane pe lună și nu-ți convenea, o să te duci la muncă pe 10 milioane, că patronii o să zică, asta e situația. Dacă vrei, muncești. Dacă nu, uite, afară mai sunt 20 de persoane care așteaptă după tine.
Înțelegi? Ăștia sunt adevăratele probleme datorită acestei pandemii. Nu că, vai Doamne, suntem obligați să purtăm mască. Oricum, nu poartă nimeni cum trebuie masca aia. Stați liniștiți. Din 100 de persoane, maxim 2 persoane poartă masca cum trebuie. Eu când merg pe stradă, ca să nu folosesc masca, fumez. Simplu. Asta nu e o problemă cu masca. Fiecare reușește să găsească o soluție, să o folosească cum vrea el. Dar pe noi ne interesează că ne obligă lumea să punem mască. Pe noi ne interesează că, vai Doamne, suntem închiși după ora 10. Noi ne facem griji că de Paști nu putem să facem grătare. Sunt foarte și foarte curios ce grijă o să aveți peste vreo 4-5 luni când nu o să mai existe poate pandemia asta. Sau cel puțin așa sper eu, să nu mai existe. Nu știu ce o să... Sunt 100% sigur că o să fiți tot timpul pe internet. De ce? Că oricum nu o să aveți bani să vă duceți unde ați vrea voi să vă duceți în momentul de față. Și diferența știți care o să fie? Că o să stați pe internet împreună cu părinții foarte mulți din voi. Că și părinții o să fie acasă cu voi. Că o să pierdă locul de muncă. Multe restaurante o să închidă. Multe baruri o să închidă. Multe magazine de haine, în primul rând, o să închidă. De ce? Că lumea nu o să mai aibă bani. Nu muncești, nu ai bani. Mulți din voi o să vă mulțumiți cu haine de la second hand. Până acum era o rușine să ai haine de la second hand pe tine. Dar acum o să vă mulțumiți și cu haine de la second hand. Nu vă mai plângeți așa mult de libertatea asta fizică. Ar fi mai bine să ne plângem despre libertatea asta la... să putem să muncim. Libertatea asta să putem să facem o viață cum făceam înainte. Și aici nu vorbesc despre libertate fizică. Aici vorbesc despre o viață care fără griji. O viață care nu trebuie să stau acasă, închis în casă și să mă gândesc, bă, peste 2 luni, când o să treacă pandemia, o să mai am un loc de muncă. Dacă în România se găsește deja greu un loc de muncă, acum că o să se termine pandemia, o să fie și mai greu. Și în același timp, patronii o să o bage în acel loc și mai rău. Și atunci o să ne dăm seama că, bă, nu era rău când stăteam acasă până la urmă. Ălea nu erau adevăratele probleme pe timp de pandemie. Atunci să vedeți cum o să înceapă furturile de mâncare din magazine. Nu de haine. De firmă, de mărci, de marcă. Lumea o să înceapă să fure de mâncare. Oameni care nu o să aibă să dea lapte la copii. Oameni care o să se poate să se spânzure uitându-se la copiii lor cum nu au nici măcar de mâncare, nu haine, nu Coca-Cola, nu chipsuri, mâncare. Oameni care nu o să mai aibă poate bani să pună pâine la masă. Adevărata problemă din această pandemie, noi nu o trăim în momentul de față. Nu o trăim în momentul de față. Noi o să o trăim peste câteva luni. Acolo o să ne dăm seama ce înseamnă pandemia asta. În momentul de față avem alte griji. Știți bine că nu prea fac eu vloguri, clipuri de genul ăsta. Nu... Mi-mi place să râd, să glumesc. Dar vă zic, uitându-mă pe un anumit clip, un anumit vlog, și din 100 de comentarii să văd că 80% sunt: vai Doamne, nu pot să ies din casă după ora 10. Vai Doamne, nu...
pot să mă duc la mare, nu pot să mă duc să fac grătar de Paște, nu pot să mă duc la mall. Acolo mi-am dat seama că noi nu reușim să înțelegem ce o să vină după ce o să se termine pandemia. Și, bă, mie frică pe o parte cum o să se transforme lumea asta după pandemia asta. De la Napoli avea obiceiul să, de mult, să fure. Ce? Să stragă și cerceii din ureche. Îți rupeau urechile ca să stragă cerceii și fugeau. Lanțuri. O să se întoarcă lumea să fure casetofoane din mașini. O să înceapă lumea iară să fure din găini vinul și brânza la vecinul din casă. Pensiile la bătrâni. O să vedeți peste câteva luni o să se întâmple și chestiile ăștia. Statul are 1000 de greșeli, corect. N-au știut deloc și deloc și deloc și deloc să controleze această pandemie. Dimpotrivă, poate au și făcut-o intenționat. Posibil. Eu sper să greșesc. Dar mi-e frică de cum o să fie peste câteva luni. Fiți mai buni și gândiți-vă la viitor. Nu trebuie să vă gândiți la ce e momentul de față. O să aveți timp toată viața să umblați după ora 10. O să aveți timp să vă duceți și la mare. Important să aveți bani. Și acolo mi-e mai greu să cred așa ceva. Vă pupă taleban.